noi ne-am aliat cumva acestui eveniment pentru că în ediția de anul trecut, Bianca Consulting a avut alți parteneri, s-a desfășurat altfel evenimentul, s-a pus accentul mai mult pe film, pe proiecție, pe scurtmetraje. Anul acesta am decis să facem, se numește Parcul Artelor, e clar că trebuie să oferi publicului varietate, diversitate și cât mai multe mesaje culturale, mesaje care să aibă impact asupra publicului. Iar primul nostru mesaj este: cumpărați arta, nu o sprijiniți, cumpărați-o! Asta e ideea, să încercăm să-i angrenăm pe oameni în proiecte mai ample, să încercăm să ne învățăm cu ideea de festival și nu numai să ne luăm și să plecăm la pădure, pentru că nu toată lumea are posibilitate, ori financiară, ori timpul nu permite. Hai să ne concentrăm și în capitală, să facem niște festuri de 3 zile în care oamenii să aibă libertatea să se exprime și să vină să viziteze altceva.